Vezi, Tobin! Dă-te din drum! Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Șobolan de mlaștină! Peștul și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscol. Vor fi ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot coborî la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini-vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Vasele mele, perdelele mele, asupiera mea, brutelor, sălbaticilor, barbarilor, asta sunte. Bună, sunt Nifty. Bine. Cât de egoist ești! Hai, ridică-te! Hey! Papa, fraiere! Oh, Doamne! Drogurile mele! Firar! Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Piciorul jos, Max. Ai încălcat regula 24. Pentru mulți români, sărbătorile de iarnă încep cu o călătorie lungă. Prin Vama Borș au trecut zeci de mii de mașini cu portbagajele pline de cadouri. Dorul de casă îi aduce înapoi pe oamenii care au plecat să muncească în străinătate, iar autoritățile vamale s-au pregătit pentru un weekend extrem de aglomerat. Doi părinți, Amy și fica lor de 11 ani, sunt dați în urmărire generală în Statele Unite, nu pentru că ar fi comis vreo crimă, ci pentru că părinții pur și simplu nu vor ca medicii să le trateze fata, deși aceasta suferă de leucemie. Au spus prin intermediul avocatului că fica le-a fost vindecată de un tămăduitor din America Centrală, dar vânătoarea polițiștilor continuă. Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zorro. Oh, și a luptat singur cu... Diego, trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că ai fugit iar în pădure. Dar de data asta ai obligat-o și pe Amy să meargă cu tine.